dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog, vlogul în care vă arăt cum aranjez eu pentru Revelion. Acesta este look-ul meu deosebit pentru această noapte dintre ani. 31 decembrie 2020 am ținut să fac acest vlog cum mă pregătesc eu de Revelion. Ținând cont că vom sta în casă, bineînțeles mi-am luat o rochie elegantă pe mine, dar nu voi sta cu aceasta, vreau să fiu foarte sinceră cu voi. Vreau anul ăsta să stau în pijamale, dar make-up-ul să fie de nelipsit. Am aplicat un MAC Scrub pentru hidratare și pentru un glow și voi aplica baza de ochi de la Pluies, nuanța 05. De asemenea, vă voi ajuta de pensulele mele de la Zoeva. Iar acum trecem la aplicarea culorii de ochi. Voi aplica o culoare de tranziție, mai exact voi folosi paleta de la Beauty Bay, cred că undeva pe aici voi alege nuanța. Voi aplica o nuanță de maro, cred că aceasta de aici, dar foarte puțin. Și blendăm doar în colțul exterior. Iar acum voi aplica un pigment de la MAC, Copper. Iar acum revenim la nuanța de maro. Pentru a sparge bordura și blendăm. Voi aplica o nuanță de alb din paleta Morphe. Bază de la Pluies pe ploapa de jos. Nuanța de maro pe care am aplicat-o în colțul ochiului. Un creion alb de la MAC. Pe aplica rimel. După cum bine vedeți, am optat pentru rimel fără gene false. Am combinat cele două rimeluri ale mele preferate și cu o perie m-am ajutat să creez un volum cât mai natural. Vom trece la aplicarea fondului de ten. Voi combina cele două nuanțe de la Huda Beauty. Voi aplica puțin concealer de la MAC. Voi aplica pudra de la RCMA. Fixați crâncenele cu un săpun transparent. Conturingul feței cu pudra de la Flormar. Highlighter. Un creion nude. Lip gloss mat. Un blush de la MAC. Acesta este look-ul meu pentru Revelion, dragilor. Sper că vă place și sper că v-a inspirat, sper că v-am ajutat. Nu este un look tocmai pentru pijamale, așa cum v-am spus, dar ținând cont că am piciorul ușor rănit, optez pentru pijamale ca să stau comodă, dar nu pot să trec în noaptea dintre ani așa nemachiată, nearanjată. Sper să vă găsesc cu bine anul următor, adică peste o zi. Și da, vă urez un călduros la mulți ani, vă mulțumesc din suflet că sunteți mereu alături de mine, că mi-apreciați munca și efortul pe care îl depun. Vă urez un an bun, un an plin, un an cu multe reușite, un an mult mai optimist, un an încărcat cu tot ce vă doriți, dar cel mai important cu sănătate și să aveți grijă de voi și de cei apropiați vouă.